Te salut în lumea informaticii. Hai să explorez. Structura repetitivă condiționată anterior este o structură de programare compusă din două părți. O condiție, adică o expresie logică care poate fi evaluată și este adevărată sau poate fi falsă la un moment dat, și un grup de instrucțiuni, numit și nucleu, care se execută dacă și numai dacă condiția este adevărată. Este o structură de programare care poate repeta un grup de instrucțiuni, adică o secvență formată din mai multe instrucțiuni, de mai multe ori. Dacă condiția este adevărată, se execută grupul de instrucțiuni, după care se verifică din nou condiția și dacă condiția încă mai este adevărată, se execută iarăși grupul de instrucțiuni și tot așa, ieșirea din ciclu se face în momentul în care condiția devine falsă. Evaluarea condiției se produce înaintea executării oricărei instrucțiuni. De aici rezultă o proprietate importantă a acestei structuri. Dacă condiția este falsă chiar și la prima verificare, atunci instrucțiunile din nucleu nu se vor executa. Să vedem un exemplu concret. Se cere să se proiecteze un algoritm care citește un număr natural n de la tastatură și calculează suma tuturor numerelor naturale de la 1 la n. Să se afișeze rezultatul pe ecran. De exemplu, dacă numărul citit este n egal 3, atunci se va calcula suma s egal 1 plus 2 plus 3 egal 6. Pseudocodul acestui algoritm va fi: citește n, adică vom citi valoarea variabilei n de la tastatură, inițializăm variabilele i și s, i ia valoarea 1, s ia valoarea 0, și apoi urmează structura repetitivă condiționată anterior, cât timp i este mai mic egal n, execută. Și cele două instrucțiuni din nucleu sunt s să fie vechea valoare a lui s plus i, respectiv i să fie vechea valoare a sa plus 1. Și aceste două instrucțiuni se tot repetă până când i mai mic egal n devine fals. Și în momentul acela se trece la ultima instrucțiune, și anume afișarea valorii variabilei s pe ecran. Hai să urmărim ce se întâmplă de fapt în acest algoritm. S egal 0 și i egal 1. I mai mic egal 3. Da. După prelucrare, s devine 1 și i devine 2. I este mai mic decât 3. Da. După o nouă prelucrare, s devine 3 și i este tot 3. I mai mic egal 3. Da. După prelucrare, s devine 6 și i devine 4.
i mai mic egal 3, adică 4 este mai mic sau egal 3? Nu. Deci avem o ieșire pe ramura nu. Și se obține rezultatul S egal 6. Trebuie să remarcăm faptul că în Scratch avem o structură repetitivă condiționată anterior puțin diferită față de ce am văzut în pseudocod. În pseudocod am avut cât timp condiție 1 este adevărată, execută instrucțiuni. În Scratch însă avem o structură de formă. Până când condiție 2 devine adevărată, repetă instrucțiuni. Dacă notăm cu condiție 1 condiția din pseudocod și cu condiție 2 condiția din Scratch, condiția 1 este chiar negația condiției 2. În pseudocod, dacă avem i mai mic egal n, în Scratch vom avea i mai mare ca n. Sau dacă în pseudocod am avut i egal n, în Scratch vom scrie i diferit de n. Sau dacă în pseudocod am avut i mai mare ca n, în Scratch vom scrie negația acestei condiții, adică i mai mic egal n. Iată cum arată de fapt structura repetitivă, repetă până când. Este o structură repetitivă condiționată anterior. Numai că această condiție se pune exact invers față de cea întâlnită în pseudocod. Să vedem programul întreg și funcționarea acestuia în Scratch. Ca să vedem pas cu pas rularea acestui algoritm, să introducem puzzle-uri așteaptă la începutul acestei structuri repetitive. Punem 2 secunde și tot așa, înainte de afișarea rezultatelor, trebuie să introducem valoarea lui n, 3. Apăsăm Enter. Observați, i este 1, după aceea i devine 2, după aceea i devine 3, i devine 4 și aici algoritmul se oprește și se afișează valoarea 6. Dacă introducem o valoare mai mare, 5 de exemplu, apăsăm Enter, i este 1, s 1, i 2, s 3, i 3, s 6, i 4, s 10, i 5, s 15, i 6 și avem rezultatul s egal 15, pentru că 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 este egal cu 15. Adică, într-adevăr, se adună toate numerele naturale de la 1 până la n, care a fost introdus de la tastatură. Teme propuse. Utilizați structura repetitivă condiționată anterior. 1. Proiectați un program în Scratch care calculează suma tuturor numerelor pare mai mici decât n citit de la tastatură. 2. Proiectați un program în Scratch care calculează produsul tuturor numerelor impare mai mici decât un n citit de la tastatură. 3. Proiectați un program în Scratch care calculează media tuturor notelor unui elev. Notele vor fi citite de la tastatură. Introducerea notelor se termină când se introduce nota 0. Atenție aici, 0 nu este o notă. Succes!